Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Municipal de Oraș din august 2016. Salutăm prezența la ședința noastră a domnului prefect Daniel Ordan, prefect al Municipiului Oraș. Salutăm de asemenea prezența la ședința noastră a reprezentanților mass-media și a celorlalți invitați. Domnule secretar, vreau să ne comunicați. Domnule președinte, la ședința de astăzi sunt prezent cu număr de 20 de consilieri, în conformitate cu prevederile cu 215 pe 2001 de administrația publică locală, ședința este legal constituită. Mulțumim, domnule secretar. Pe ordinea de zi avem 7 proiecte de hotărâri. Dacă nu sunt dispuții, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru, domnule consilier? Împotrivă? Abține 20 de voturi pentru, domnule președinte. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Municipal, numărul 215, din 30.08.2006, privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de cetățean urmare a municipiului de Oraș. Rog pe domnul Mițu să facă precizări de referitoare la acest proiect. Proiectul a ținut cont, în primul rând, de recomandarea făcută în Comisia de Cultură, referitor la schimbarea conjuncției și cu sau. Apoi s-a făcut cont. Sunt chestiuni de formă, de fapt, nu sunt chestiuni de formă în ceea ce privește regulamentul. Apoi a fost actualizat titlul biroului de specialitate, așa cum am prezentat și eu în referat, în regulament am eliminat de asemenea necesitatea cazierului judiciar, pentru că la punctul 13 de la este subliniat acolo faptul că titlul poate fi retras în condițiile în care se dovedește că au fost cazierul este vicina. Ce să spun, mențin și susțin propunerea pentru acordarea titlului cetățean de urmare a domnului Ion de Extrate, mai ales că în această ședință am adus în completare și recomandările a trei persoane importante pe care și-au izolat prin jurat, prin urmă de domnul Laurențiu Lisachi, în susținerea acestei propuneri și acestor solicitări din partea colegilor domnului Gheorghe Istrate, absolvenți în anul 1956 a colegiului Gheorghe Mășca Program, care, iată, din cei care au mai rămas, se întâlnesc după 60 de ani, din data de 26 august. Este și motivul pentru care, mă rog, este din nou introdus grupul acesta pe organizim și emisa de astăzi și supunem autorului Consiliului Local. Mulțumim, domnul Mițu. Doamnelor și domnilor consilieri, dacă sunt discuții de mari de acest proiect de hotărâre? Dacă nu, domnule... Se pune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, domnilor consilieri? Împotrivă, abține și 20 de voturi pentru, domnule președinte. Hotărârea a fost adoptată. Mulțumesc, domnule secretar. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Oraș, domnului Gheorghe Istrate. Din nou, vă rugăm pe domnul Mițu. Discuții temate de acestui proiect de hotărâre, nu sunt, domnule secretar. Am un proiectul și este pentru domnul consilier. Potrivă, în unanimitate, votăm o sută la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgență, Elena Firman, din Urgență. Aș dori ca șeful serviciului. Municipal de Oraș, din necesarul de vot, conține
10 este pentru adoptarea acestui proiect. Împotrivă, abțineri, două decizii de vot pentru domnul președinte, vă rămâne asupra de care. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii temporare de trasee din tren la terenul contractului de investiții pentru accesarea fondurilor europene din 2009-2010. Ce poziție sunt Am mulțumit. Discuții, domnul consilier. Mulțumim, doamne secretar. Numele la proiectul, cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă, abține 21 de voturi pentru, domnul consilier. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la contractul de credit de investiție pentru accesarea fondurilor europene din 2009-2011. Tot mai jos în actul adițional ca la veniturile 2016.